Băsescu zice, de exemplu, că Joana nu are nicio șansă dacă nu are partid în spate. Și, mă rog, deocamdată Joana nu are partid. Iar partidul, știți cum e mai este, trebuie să te voteze. Este cine îl cheamă pe Joana, de exemplu, să preia PSD. Că trebuie să te cheme cineva, un grup de tovarăși. un nu grup răsați, de tovară, din partid. Dați, e o diferență. Așa. Joana poate să aibă PSD-ul. Cum adică? Păi da, dar să aibă psd pe... Cum, Așa. Se duc la un restaurant 10 miș și, mă rog, până când pui o cale la cale o lovitură de genul acesta ai pregătită da și zice scrisoare către domnul Mircea Joana rugăm să vină să preia partidul că actuala conducere dați un pic da e scrisoarea nu a venit de la firă da. sau de la Stănescu. Deci dacă de sunteți de acord uh -huh. atunci nu știți uh -huh. ce dracu. Cine Radu Vasile nu mai țineți minte cum a, a ajuns. Da așa s-au dus da, la Brașov da, și da, da, da. la Brașov era în munților scris o scrisoare nu. Deci, în eventualitatea unei crize, chiar și pe bune, liderii PSD nu se vor îndrepta către cineva de-al lor de acum. Înțelegeți? Și sigur că vor negocia cu echipa lui Joana. Băi, mm -hmm. și eu rămân. Mm -hmm. că, nu ne, am, fă, am făcut această observație. Mircea Joana are pregătit totul. Adică nu e firea, nu e nici Ciolacu, a trecut prin, Hă, nu știu dacă ați înțeles, eu vorbesc la rece, adică știe să facă și ăla. funcția de secretar general al NATO la, l-a dus în lumea înaltă. Asta să vă întreb, în disputa asta în care Ciolacu zice că... Uh, el a fost ajutat să ajungă acolo de statul român, deși de Ioan, și de, Iohani, de nu știu ce. O minciună. E. e o minciună. Credeți că uh, da. Joana a ajuns acolo doar pe, cum să spun, pe contactele lui, pe relațiile lui? Uh, domnul Turcescu, la NATO. Da. Și părțis, chiar a spus o prostie, că l-a pus mulțumea, o putere. Nu, o putere străină. Deci, la NATO există următorul protocol. Secretarul General este desemnat de europeni, nu că e neapărat, fie să fie să-l desemneze și pe un japonez. De europeni, secretarul general al Junct este desemnat de americani. Deci Mircea a fost desemnat de americani și nu de statul român.